Biblioteca Județeană Ovidiu-Sușanu-Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara organizează joi 7 decembrie ora 17 la Galeria de Arte Corvin din Hunedoara un eveniment cultural de excepție. Întâlnire cu profesorul Mihai Petre, care își va lansa cel mai recent volum intitulat Hunedoara acum 100 de ani. Personalitate binecunoscută, apreciată și respectată în lumea învățământului hunedoian, profesorul Mihai Petre are în spate o strălucită carieră didactică în decursul căreia a format în Hunedoara multe generații de elevi în spiritul cunoașterii, al respectului și al dragostei față de limba și literatura română. Cartea care se va lansa acum, Hunedoara acum 100 de ani, este, după mărturisirea autorului, o carte a împlinirii sentimentului de datorie față de oamenii acestor locuri, alături de care m-am format trăind freamătul acelui fost mare oraș industrial, dar care a știut să-și afirme și propriile deschideri spre cultură. Lansarea acestei cărți este cu adevărat un impresionant eveniment editorial care va bucura nu doar hunedorenii, ci pe oricine este interesat de viața unui oraș din România în primul deceniu de după Marea Unire.